penală, cât și în continuare, când mergem la instanța de judecată, astea sunt cheltuieli care, conform protocolului, încheiat se dau de către Ministerul Justiției și de Ministerul Public. În niciun caz nu se ia de, nu avocatul este cel care trebuie să ia să recupereze cheltuielile de la cei care se fac vinovați. Acesta este adevărul. Iar suma care trebuie să fie plătită în momentul de față, la zi, este de 19.900. Este din 12.08.2011 și până la 3.04.2012. Suntem de până în aprilie. Acum suntem în mai. Deci suma oricum se mărește. Și nu se pune problema sumelor, că sunt mari sau mici. Se pune problema că avocații, atunci când sunt chemați, atât în faza de cercetare, cât și în faza de urmărire penală, sunt chemați și la 1 noaptea, și la 2 noaptea, și la 3 dimineață, și nu au voie să nu se prezinte, pentru că există un protocol și când avocatul este în ziua respectivă, este de serviciu, sunt doi, sunt obligați să nu părăsească localitatea, să răspundă la telefon, indiferent la ce oră și când sunt chemați. Parchetul ce v-a spus? Parchetul spune că... Nu, parchetul, de altfel vă rog să citiți ziarele, domnul procuror Lepte, procurorul de pe lângă șef de pe lângă tribunalul Vrancea, a spus că pe el îl depășește. Probabil că așa este. Pentru că nu este el cel care este ordonatorul principal de credere, ci este Curtea de Apel Galați. Ați făcut în... Da. Ați înaintat vreo adresă? Noi am înaintat adrese și la tribunal, am înaintat și la UNEPR, și în momentul de față am fost obligat să luăm această măsură, pentru că va trebui să intrăm și noi în normă.